Cimitirul cartierului Valea Româneștilor din municipiul Câmpulung sau locul de veci al creștinilor din zonă a fost devastat în luna iunie de un bărbat care, din spusele sătenilor, a mai avut probleme cu legea. Practic, acesta a distrus crucile în jur de 10 de la mormintele mai multor familii. Descoperirea a făcut-o preotul paroh, care l-a văzut transportând cu o roabă resturile crucilor. Mai mult, a smuls din postamentul de ciment crucea mamei sale. Nu este pentru prima dată când bărbatul recurge la un astfel de gest. Anul trecut a mai vandalizat și alte morminte, dar și mormântul mamei sale, pe care a deshumat-o. Cel puțin așa au spus cei prezenți la acel moment în cimitirul de la Valea Româneștilor. În data de 28 august, polițiștii din cadrul Biroului Investigației Criminale Câmpulung au continuat cercetările în dosarul penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung, privind săvârșirea infracțiunii de profanare de morminte și l-au depistat și reținut pe bărbatul în vârstă de 56 de ani. Polițiștii au pus în executare un mandat de aducere pe numele bărbatului, care a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Câmpulung au continuat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung, privind săvârșirea infracțiunii de profanare de morminte, în care au depistat și reținut un bărbat de 56 de ani. Din cercetări s-a stabilit că în ziua de 18 iunie, bărbatul de 56 de ani, tot din municipiul Câmpulung, s-ar fi deplasat într-un cimitir unde ar fi provocat distrugeri la un număr de 7 cruci funerare. Polițiștii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acestuia și l-au condus la sediul poliției pentru audieri, iar după administrarea probatorului și parcurgerea etapelor procesuale, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță. După administrarea probatoriului și parcurgerea etapelor procesuale, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, urmând să fie prezentat în fața instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.